Bun venit la Edo Twins, un nou vlog azi. Azi sărbătorim pe ziua. două zile, ziua lui tata Edo. N-am mai stat cu ei de mult timp și am vrut să facem ceva frumos. Deci am stat în familie, toți patru, două zile frumoase și am făcut o surpriză la amândoi care merită văzută. E un vlog mai lung, cum ați dorit, și un vlog, eu zic că, destul de haios și frumos. Dacă vreți să vedeți, trebuie să-ți faceți un swipe. Un swipe. Suntem aici la magazin, magazinul Apple. Și ne-am gândit că nu-i ziua lui tata Edo mâine. Nu știm exact încă. Să-i luăm un iPad. Un iPad de aici. E iPad nou, care a venit anul ăsta, Air. Deci, mie îmi plac foarte mult electronicele. Știi? Și uite, iPad Air l-au făcut square anul ăsta, că de obicei eram diferit. Okay. Și au fingerprint sensor aici sus. Și nu-i trebuie lui tata Edo Pro ăsta mare, pentru că oricum el nu-l folosește. Da. Și ăsta e foarte bun, uite, uite cum, stai să-ți vă arăt, uite ce mișto e, uite ecranul. E foarte mișto, foarte și mișto. E foarte light, știi, e ceva, nu știu, eu zic că e face, știi, are noul chip M1. M1 este chipul făcut de Apple, că până acum făceau Intel Core, știi, pentru computere. Acum au chipul M1 care e foarte rapid și eu zic să-i luăm, ce zici, nu știu. I don't know, eu zic că îi place. Eu zic că îi place. Dar uite, uite cât de multe culori au. Hai să ne uităm să vedem ce culori au. Ce culori au? Hai să vedem. Vreau să iau una, ce culori? Stai. Tata Edo, dacă vezi asta, sănătate, satul mare, sighețul mărmației, râmnicul sărat, să bem pe linkă și să ne distrăm. Exact. Sper că-ți place cadouul ăsta, sper că o să-ți placă. Tu acum nu știi nimic, deci nu o să știi, deci... Hai să vedem ce se întâmplă. Ce-am făcut? I-am spus la doamnă să aducă unul negru și unul gold. Mamă, hai să vedem. Sunt super excited. Ok. Vine aici. Sunt mișto rău, pentru că lor nu le trebuie asta foarte mare și powerful, că ei le fac ce leisure, știi? Să vedem. Deci asta este albastru, dar vezi că nu mai are butonul, că ei sunt folosiți să aibă butonul, știi? Da, uite, uite, de exemplu, ei l-au avut pe ăsta. Foarte vechi și urât și nu știu ce. Dar și... acum o să luăm pe ăsta. Ok, mergem acum să cumpărăm, să facem plata și tot ce este. Haideți cu noi aici să fie. Hai să facem. Ea nu va să fie înăuntru, dar o să fie ok, hai. Veniți cu noi aici. Hai. _ Idomir, IDOMIR, @hotmail.com. Da, ce lasă la Idomir. Asta este, ne punem e-mailul acum. Numele nostru de familie, Idomir. Și uite, hai să vă arăt. Hai să vedem acolo, uite, ăla e goldul și ăla este negru. Acum, nu știu, trebuie să așteptăm reacția lor. If you do change your mind, 60 days. Okay, perfect, thank you so much. And then once it's opened, it's final sale, okay? Yeah, that's fine. We know the drill. Punem aici, uite, le face acum, trebuie să plătim, trebuie să și plătim, nu? Plătim. Trebuie să și plătim. Plătim. Hai, Vali, plătește. You can't tap it, Vali. O să încearcă să facă tap și nu merge tap-ul deloc. Tap-ul nu merge că e mai mulți bani decât $100, știi? Deci este al lui tata Edo. Nu, asta la mama Edo, că e gold. A, scuze. Gold, aur. Mama Edo, tu ești cu aurul. Totul ce înseamnă aur e al tău. Tata Edo, negru, bărbați, mișto. Sper să vă bucurați astea. Știu că e ziua lui tata Edo. Nu suntem sănătoși. Nu suntem sănătoși. Asta a venit ideea mea pe moment. Știu că este ziua lui tata Edo. Și normal că Alex tot timpul zice, da, hai să facem. Hai să fim rebeli, hai să facem ceva. Ok, gata. Acum a venit să iau și eu ceva de băut, că mâncați așa guriță, am dat bani pe niște iPad-uri și mă simt așa... Acum trebuie să ne luăm și noi așa ceva de... Uite, o capruță cu $2, nu? Uite ce se face în Canada, uite. Alex, așa se face și în România. Telefonul. Nu mai tii rău. Dar iPad-urile astea sunt noi. iPad Air a venit anul ăsta. Sunt noi. Noi. Design refăcut. Mama, Alex, hai. Let's go. Deci nu pot să cred că le-am luat aici iPad-ul. Nu știu, mă simt foarte bine pentru că până la urmă mi-au spus că alea nu mai merg bine. Sunt foarte vechi din 2016 trebuia și îmi place iPad-ul ăsta nou că a venit anul ăsta. Sunt redesigned. Totul este foarte frumos. Și nu le trebuie cel mai mare, deși ăsta a fost bun. N-am luat ăla care l-au avut, că aveau și ăla care l-au avut generația nouă. Și nu, de ce să-l iau pe ăla când deja l-au un update? Am avut ceva nou, iPad Air, e foarte sleek, nice, frumos. Hai să vedem reacția din seara când tata Edo face 51 de anișori. Mamă, devine bunic în curând. M-am oprit să-mi iau o cafea lângă tine zi de zi, toți banii mi-aș cheltui.
ca să sărut buzele, îmi vând și mașinile, să-ți iau bijuterii, oh, de la Tiffany, un parfum Coco Chanel și un ceas Cartier. Mâncați așa, că are și el pe-a lui, are și el pe-a lui și nu, dar cu iPad-urile sunt foarte fericit, vă pup, să vedem ce va fi. Diseară, dar trebuie să mergem acum să luăm, să le împachetăm frumos. Unde găsim? Împachetăm și o carte. Și nu împachetăm, da. Carte de ziua lui tata Ido. Spunem tată. Tată. Ești tată. Mereu va fi tată. Big chillin. Big chillin întotdeauna va fi, vei fi tata lui Ido Twins. Big guy, big chillin. Am venit la magazin și ce crezi eu? Că eu să cumpăr detergent? Bani, eu știu să fac dublă. Uite, stai, o secundă. iPad-ul aici? 3, 2, 1. Oh! Place. Baller. Baller. Alex, ia o mingea acolo și pune-o în coș. Hai. În viață trebuie să faci așa. Vezi? Jucării pentru copii. De ce scrie asta? Nu este ok pentru copii să scrie așa ceva. Nu este ok. De ce scrie? Nu, e foarte rău. Jucării. Mamă, oh, dinozaur. Bă, aș trebui și eu un dinozaur. Alex, noi am venit să le luăm un calm de tata Ida ziua lui. Ce faci cu asta? Nu știu, l-am văzut de aici, l-am găsit de aici. Deci, noi trebuie să mergem să luăm un calm, trebuie să mergem să împachetăm ăsta frumos și să mergem și la sală și tu stai să te joci cu maimuțoiul ăsta. On your birthday, dad, wear this sticker to show your position of authority in the family. I'm the boss, but don't forget to give it back to mom tomorrow. Da, da, și gheboane. Asta e fain, dar asta e mai sentimental. Asta e mai sentimental aici. Dad, you mean so much, always a father, always a friend. Tot timpul un tată, tot timpul un prieten. Prieten, tată, prieten. Always a father, someone who cares for you and about you all through your life. Someone whose guidance you value, whose concern you appreciate, whose love you depend on. Always a friend, someone to laugh with and share things with. Hold on, daddy, give me one moment. Mamă, deci Alex ești nascută la ce spun eu, eu încerc să fiu sentimental aici și el, cățelul. Cățelul, vrei să-l iau? I just, l-am văzut în spate, l-am văzut, I saw it in the background when you were can talking. Can I continue? Go ahead, continue. Someone you can count on to help you out, back you up, and never let you down. With love and thanks for being a special dad, someone to count on who loves, who's, someone who cares, someone who's always there, happy birthday. Eu zic că ai frumos, sentimental. E fain. Și Alex, uita la cățel, știi? Dar de aia fac eu tot ce organizez eu tot pentru că... Ah, da, da. Vali, eu am văzut doar cățelul și m-am gândit la tata. Uite, uite, asta să fie tata de ziua lui, când dăm șampanie de seară. Și până la urmă, ăsta match-ul e, cum a spus Alex, iPad-ul. Stai să arătăm. Da, match-ul e bine cu iPad-ul. Vezi? Negru cu negru. Fantastic, I love it. Super. Good. Hai să luăm și să luăm și ceva să le... Oh, speaking of which, uite aici. Wrapping paper. Oh. That's too small. What about that physical... Yeah. Oh, your wrapping paper is here. Oh, we can just wrap it ourselves then. Okay. Stai să ne gândim. Ține acolo, Alex. We need stai să văd. Dar e prea mare ăla. Nu, și arată urât. E prea mare. Stai. Oh. I don't know what to get. Can someone help? Okay, wait. You need like, I think you need one of these medium sizes. Oh. Yeah. Astia mediu sau ce să ne gândim. No, it's too sparkly, right? But we also should get some wrapping paper, no? Yeah, but that comes after, Alex. Why? You want a bag first? Yeah. Just imagine. Tu mama Ido să luăm gold, pentru că și iPad-ul ei e gold. Și pentru tata Ido este gri. Gri, că și iPad-ul lui e gri. Adică negru, space gray. Space gray. Cred că ar merge super frumos. Hai să vedem dacă încape iPad-ul. O să-l fac mare, dar hai să vedem. Ui, oh, ce culoare mișto. Hai să vedem. Nu-l pune că o să-l strici. Stai. Așa. Și să vedem. Da, normal că încape. Și acum să luăm alb. Tissue paper alb, care arată frumos alb. Merge și cu... Pentru amândouă. Uite, luăm ăla. Și tu ăla. Uite ăla. Gata. It's done. Super. E gata, hai. Super. Ălea două. Hai să luăm. Astea două cu asta înăuntru și cu cardul. Yeah, we just get the card.
these two, the card. Și cardul aici. Cardul pentata. Pentata Ido. Care îl băgăm aici. Să îl băgăm acolo. Să fie foarte frumos. Hai okay, să ne-am organizat culorile totul frumos. Acum mergem la sală. Facem și noi un pic de piept. Facem piept azi, că nu se poate așa ceva, Valentine, nu putem numai să mâncăm și să bem pălincă. Păi Alexandre, ce crezi că doar pălincă și mâncare, păi abdomenele unde se duc, Alexandre? Uite-le aici abdomenele alea. Alex, pune și întura. Uite-le aici. Mamă, îți mai tăia și butica. Zuica face pe deșteapta hopa de pașa treapta, dacă aș fi în Horăsat, eu să fi biat. Deci acum mergem la sală. Așa, am băcat așa, uite cum sunt. Suntem aici, Vale Ido aici, Alex Ido aici. Să înceapă piesa, să cânte prințesa, și să știe lumea toată că prințesa e unicată. Am un sentiment, pune mai mult pe mine și hai, Alex, hai. Am un sentiment, mă simt împlinit. Eu nu vreau să iau, să primez la nimeni, dar îmi place să dau. Dacă eu dau ceva, mă simt cel mai bine. Și acum că Vale Ido are job de o lună jumătate, acum, na, vezi că... E sugar daddy. Dar nu, acum nu vreau să spuneți că punem asta show pentru YouTube. Doar că toată lumea vor videoclipul pe YouTube și noi nu prea facem mult, adică nu ieșim în fiecare zi în casă, știi? Și că acum avem un eveniment special. Adică vă arătăm cum ar fi viața de zi cu zi cu noi când facem evenimente. Când noi, eu când stau și la muncă și Alex stă pe live, o chestie de genul, ce să filmăm? Nu putem să filmăm aceeași chestie. E viața chestie de zi cu zi care este normală, dar când avem evenimente, ne place să facem videoclipuri, știi? Când mergem să luăm ceva, să facem o surpriză. Și de-aia am zis să facem un vlog foarte frumos aici cu voi. Vreau să văd reacția la părinți. Și chiar e ceva care chiar le folosesc. În fiecare zi stau, mă mai uită pe TikTok. Mama cu cancanul ei, nu știu, cancan.ro, tata cu ProSport. Îți dai seama că le folosesc chiar foarte mult, știi? Pe TikTok mai stau 2022. Suntem bucuroși și vrem să vedem reacția. E chiar ceva. Dar întâi stai să ne mai... Arde niște calorii aici cu Ido Twins. Și pe aia mergem la sală, că ne trebuie și noi să facem niște mușchi. Facem 65. Încercăm să facem 65 dacă putem. Dacă nu, asta e viața. Dar noi suntem puternici, noi putem. Nu are 65 de pounds, de kilo. Nu, dar kilo sau pounds? Pounds sau kilo? Pounds. Da, 65 de pounds, o să nu-s kilo, 65 de pounds. Am ajuns de unde am plecat. La locul nostru preferat aici la Mac. Au venit cu un burger nou. De obicei nu luam burger, dar vreau să încerc unul nou. Te-am tot gândit, unde să mergem? McDonald's e unde mergem noi de obicei. E baza, știi? Uite, hai să vă arăt burgerul nou aici. Avem aici McCrispy, uite, foarte bun. E ca un fel de McChicken. Problema este că are 520 de calorii și 590. E cam mult. Dar am făcut o sală bună, nu știu, dacă putem să luăm, luăm, dacă nu, nu. Păi încercăm și noi, Alex, nu știu. What's up, big guy? Ce și asta? What is Zika, baby? Gorian, we gotta get you a quarter pound of plus a McChicken plus a McCrispy. Three things. Bacon deluxe makes crispy. Oh, you gain some weight there, big guy. Între timp a venit și am luat aici un McCrispy noul burger. Dacă desfaci ăla de ketchup, poți să ții mult mai mult. Hai să vedem noul. După sală merge, după sală. Poți să fie asta puțin ales, că da. Vreau să deschidem McCrispy-ul. Vezi? Uite, asta e nouă McCrispy. E ca un fel de McChicken, dar altă pâine și altă carne. Foarte frumos. Arată foarte bun. Să-l deschidem aici și pe asta. Și pe asta la alții. Uite, McCrispy și niște cărătofiuri aici. Fries. What'd you get? We got a quarter pounder BLT. Ooh, quarter pounder BLT. Bacon. That's a crazy one. Bacon, good bacon. Alright guys, wow. let's eat. Poftă mare, hai să mâncăm. Am ajuns aici, aproape de casă, dar nu o să intrăm aici acolo. La... horses. La cai. La cai, am uitat cum se spune, la cai. Să dau aici. Și aici sunt cai. Ok, hai să scrim aici ceva frumos de tata Ido, uite, cai. Dad, you mean so much. Ok, hai să vedem. Și vrei să scriem, Alex? Hai. Trebuie să scrie ceva pe românește, asta o scrim noi, you know, ce credem noi. Cum mă tai la limba?
Păi nu te tai, nu te tăia. Stai. Gata. Tata Ido. Tata Ido! Tata Ido. Ido. Gata. Tata Ido. Acum a venit clipul să facă Alex. Păi, ce e asta? Trebuie să... Asta e vata, Alex, hârtie. Trebuie să o rupem, știi? O punem așa. Cadou, hai pune-l acolo, Alex. După aia o să intervine... Alea al Mama Ido, nu? Mama Ido, da. Super. Acum să-i luăm doar Tata Ido, că știu că au făcut amândoi 25 de ani de la căsătorie. Trebuia să-i luăm și Mama Ido, nu? Că eu știu când ea stă noaptea după 15 ore de muncă și să stă pe iPad-ul ăla vechi și să-i luăm doar Tata Ido, nu merge. Așa facem, așa? Să băgăm așa, ca să nu vadă ce este. Și ăsta al Tata Ido este gata, deci amândouă sunt gata. Întâi o să-i dăm al Tata Ido și pe al Mama Ido, că ea nu o să cadă că primește ceva de ziua al Tata Ido, dar până la urmă e un cadou și pentru 25 de ani de la nuntă. Ok, până la spate ce ai să mergem. Hai. Care este 6:30 la noi și mai sunt încă 5 ore jumate. Acum o să plecăm și acasă. Și pixul ăsta e elegant, uite la el. O să... Ah, am scris cu pixul la Mercedes. Uite, arată-l, Mercedes-Benz. Da, Mercedes-Benz scrie pe pixul ăsta. Păi de-aia la găsit de mașină, că... Și este pixul de la Mercedes. Și de vine, vine într-o husă. Hey, you know you got a bougie pen. Yep, bougie. Deci mai sunt încă 5 ore jumate, plecăm să bem un beric acum acasă. Vedem cum este. Și cum stă cu buta. Cu buta. Berica și butica nu prea știi, adică cum facem? E cum e, este o viață care trăim. Trebuie să o trăim până la maxim și cu butică și fără butică. Hai că ne vedem acasă, vă pupăm. Hey guys, am ajuns acasă la noi. Este o zi de dimineață frumoasă. Dar nu este o zi de dimineață frumoasă, pentru că nu mai e dimineață. E o zi de după masă frumoasă. E o zi de după masă frumoasă aici. What do we have here? How'd you get so smart? Ok, hai. Iar tata Ido cum se desfacă o bere cu două sticle. Și acum o să încerce, dar nu cred că a reușit. No, it's because it's so weird. Să bem și noi o what's it called? O berică aici la noi. That's not how you do it. Nu, trebuie să-ți pui mâna acum. Oh! Deci, uite, să învățați ceva. Un om ambițios și dacă nu merge din start complet, uite, s-a desfăcut. Deci dacă sunt acolo, într-un camping site sau un sat, lasă să vorbească. Să nu aveți un desfăcător de bere, Vali se descurcă, chit că moi de sete. Valine sufletele! Valine sufletele? Ok, hai să bem. Stai. Chit că o să moi de sete până îl desfac eu, măcar că... Na, ține asta, Vali, ține asta, te rog frumos. Stai că eu vreau să-mi desfac la mea, eu vreau să-mi desfac. Alex, mamă, dacă ești un copil mic, hai, 3-2-1 și... Valine sufletele. Valine sufletele, ok, cheers. 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 Să bem, să fim sănătoși. Da, satul mare, sigăță mâmaței. Aici o să mă vedeți un pic cum am dansat cu Mama Ido, numai că pe YouTube nu lasă muzica, adică de la radio sau de unde am avut, deci am pus muzica noastră și nu ne auziți, dar uitați că și eu nu sunt chiar așa de rău la dans. Nu-i spune că ziua lui. Hai, pușcă mai repede, hai mai repede, hai! Tata Ido a tras un somn înainte și eu te-am adormit. 3, 2, 1! Uite aici, 51 de ani, mamă, ești bunic. Bunic, așa. Tu mă zi totul însă. Și cu, din astea, oh, bă, e vasă cu una aici. Alex, spune tu șampania, acolo? Stai. Nu, trebuie să spui Gigi, că toată lumea știe ca Gigi, uite aici. Gigi, nu-i tata, pentru noi familia e la mulți ani Gigi. Înghețată? Ce place lui mult? Priză, să ia îngheța. Uite aici, Alex, pune acolo. Nu știu că îi place înghețată. Mai încă una aici, Alex, mă pune una?
tu, 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 tu. Vrei să mai pun o mână, știi? Eu deja am băut whisky, deci... Vin și vecinii? Vin și vecinii, da. Eu deja am băut whisky, deci... Noi știți că asta e tradiția noastră, indiferent cine are ziua, noi stăm la 12 noapte. Ce facem 12 seara? Să-i spunem la mulți ani. Dacă asta e frumos așa, și apoi mâine așa vedem noi mâine, mâine vedem ce noi mai ce facem, știi? Da. Asta este la noi totdeauna. Așa. Să fii sănătos, să trăiești până la 90 și ceva, da, nu știu, și 100 să fie. 95. Să fie și 100, să fie. 95. Nu știu, să fie ceva magic, nu știu, nu. Cum spune ghia, că tot un pas până 60. Acum oh, trebuie să gândești bine să fii matur. Auzi, să facă ce a zis Ghi și să-l ajungă pe Bubutani. Exact. Până la 90 de ani, 90, Doamne 90. Așa să fie. Ca să fim sănătoși. Un an nou bun și cu sănătate foarte bună. Si. Noroc. Cheers. Noroc. Noroc. Cheers. Tati, sănătate! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Față dorință! În care, în 1 sau în 5? În care să fii primul? Auzi, să-i sucim, facem 15? Să-i 15? Nu, nu, dacă să așteptăm până la... Până se topește 5-ul, să arată cumva 3! Nu, așteptăm să se topească 5-ul, să arată 31! Așteptăm până la 81, să fac 18! Nu stai să-mi sopească că... Hai, termină cu cel, deci, cu care supli. Până supli, voi mai bea un pic de tâine. Hai, 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 să dăm. Să bem ceva. Că n-am curat să suflu. Na, nici eu n-am. Hai, cheers. N-am suflu dacă nu iau suflu. Deci hai să dăm pentru un suflu și pe aia. Hai, cheers. O scăpa pe jos, o lasă că dezinfectează jos, ok? Hai! Ok, hai! Suflă, dar trebuie să te gândești la o dorință, ceva foarte, foarte special, important să se îndeplinească în anul ăsta de 51, mamă. Ești tot tânăr. Auzi? Milestone, 51 de ani! 51 de ani! Eu zic că oprești aici cu cuvintele, că poate o zbârcești. Milestone! E un milestone de 51 de ani! Mamă, eu ți-i sârmă la 50 acolo. Da, acolo, de 50 eu am, big 50, dar acum, la 50, hai, lasă, hai. Mă, cam mă enervează unul ăla. Da, dă-l jos să fie 5. Mă enervează. Păi, să fac 59? 60. Păi dacă să... Nu, unul îi enervează. Adică, da, nu, nu, 5 e ok, dar unul mă enervează. Nu, nimic că-l facem 59 atunci. Ok, lasă că se topește unul și o să fie doar 5. Ok. Hai, suflă. Am terminat pe unul. Bravo! Așa, merci. Super. Ok, și aici acum, bă, stai, facem, mâncăm tortul întâi sau nu? Nu, nu, nu. Uite, acolo sunt niște... Nu, nu, lasă, e tare. Ok. Nu poți să-l tai. Păi, lasă-l, mai lasă-l. Ok, mai lasă-l puțin, mai lasă-l puțin. Ok, hai. Aici sunt un pic din cadourile. Cadoul mama Ida și cadou. A venit Santa? Nostru, da, Santa. De la mama Ida, dar stai Alex, noi cred că avem ceva de făcut. Da, da. Hai. Am venit jos acum. Deci nici mama Ida nu știe surpriza. Ea crede deci, că deci ei nu știu că de fapt le-am luat și pentru tata Ida și pentru mama Ida. Deci mama Ida a luat un cadou care eram să-i dăm noi lui tata din partea noastră, dar am zis că nu putem să fim așa, știi? Așa, nu, nu, putem. Nu putem. Am zis că ne luăm noi un cadou pentru ei, știi? Pentru tata Ida și pe am zis să-i luăm și mama Ida pentru că 25 de ani de căsnicie și n-am făcut nimic și toți și ți-au adunat și am zis hai să fim și noi așa. Dar ei habar nu au, adică ei nu știu deloc ce se întâmplă acum, ce se va întâmpla acum. Deci hai să luăm. Întâi dăm cadoul tata Ido și după că mama Ido vede că o să-i dăm și ei după. Să aibăm să avem reacția voastră. Sunt chiar curios, nu știu cum va fi, dar let's do it, ok? Let's ok, do it. Let's go. Let's go, let's go. Mamă, mamă, ne-am ascuns bine, hai mama Ido. Mama Ido. Da, las-o, las-o punem, eu dăm după, stai. Sper că n-am pus corect în... Mama Alex, mama Ido, că l-am văzut că l-am aruncat pe jos. Alex, Alex, stai, e ok, nu contează, e ok, au, e ok, nu contează, nu contează, nu contează. Hai, hai, asta-l pun aici lângă scări, asta-l pun acolo și asta le luăm aici sus. Hai, hai. Ce faceți? Ce să facem, uite? Oh, aleu, ăla e mai
Sunt cam puțin, chiar nu. Mama, ce proastă-i punga asta. Am furat puțin ambalajele la mama Ido. N-am știut că e cadoul mama Ido, am crezut că e storage, știi? Nu numai puțin. Mi-a furat mie tot ambalajul frumos. Uite. Mi-a luat. Când m-am dus să iau cadou, nu mai avea frumos. Uite, ăsta roșu. N-am crezut că e al mama Ido, am crezut că e acolo storage și la mandor. Fără chestie. Asta e viața. Nu-i ceva normal, nu-i ceva normal deloc. Lasă asta că ați furat ambalajele. Bine că n-am furat cadourile, am furat cadourile. Problema e că ați băgat cadourile astea de Santa. Păi e Crăciun. Am găsit alte mâine. A, ați băgat cutiile de Crăciun. Păi? Alea l-am găsit la îndemână, s-o... Nu contează cutia, contează ce e înăuntru. Nu, hai să începem. Bine că n-ai cutie cu iepuraș. Let's see. Care chestia? Să luăm calva, nu calva. Avem un calv întâi, am uitat de calv. Fiecare mi-a zis la minte. Nu știu care chestia cu cadou meu, uite. Ce cauză? Ce furață? Asta n-am mai văzut în viața. Ce furață cu cadou? Ok. Care tata Ido scrie? Nu, tata, nu, tata Ido. Asta Ido. Ce prost am făcut ăsta, nu stă. Pune-l acolo, pune-l acolo. Aici. Tata Ido. Așa se aruncă cadourile? Da, uite. Fiate cum aruncă. Scrie tata. Da, da, scrie. Tata Ido. Tata Ido, hai. Yeah, you're gonna have to break it. Acum dacă citești ceva care plâng, nu-mi place. Mama Ido s-a emoționat puțin, ca de obicei, când citim cărțile astea de ziua, știi? Dar este foarte bine. Acum nu-mi place că plânge. Nu, gata. Hai. Now. Acum e momentul să deschizi și tata Ido cadoul lui. Haideți. Cam cade. Cam cade, nu. Asta e de la băieți, dar nici eu nu știu. Mama nu știu, dar nu știu. Hai. Sunt curioasă. Ce trebuie să fac? Păi, cade? Păi, dar după ce mi-au furat ambalajul. Mi-au furat ambalajul. Așa. But on the bright side, este, avem anul ăsta, 2022, iPad Air, e foarte light, știi? Și trebuia, știi? Trebuia. You guys use it for TikTok and everything? Mai doar, de unde ai plecat? Da, asta este... Da, lasă că nu... N-am știut. Dar mă uiți și mă uită, n-am știut. Știi? Dar tocmai pe... Ai pe de milioane de ani. 2016. De 7 ani ai pe. Hai și mergem, mama Ido. Este frumos când copiii îți fac surprize și totdeauna suntem așa de emoționați pentru că să faci surprize la părinți și să faci cel mai frumos lucru. Deci, stai să vedem, încă n-am nicio husă, nimic, dar... Nici eu nu știu cum e. Este... Uite, de aici, uite, ia de aici, ia de aici, așa. Ce subțire e. Deci, este... Aveți grijă. Și e negru? Este negru. Și puteți să-l împărțiți. Dar puteți să-l împărțiți. Trebuie să-l împar cu dânsa? Da. Aveți grijă nu să... Uite, deci... Da, avem. Și eu am iPad și mama. You guys use them crazy. Voi le folosiți foarte. Aici sus. Oh. Fingerprint sensor. Să vezi cum... Da, trebuie băgat în priză. Mama, Ido, dă-mă puțin aici. Stai, nu deschide încă. Pune-l acolo jos. Deci, un model foarte bun. Hai, nu mai plânge, că tot e ok. Deci, mai țin eu minte acum... Stai, în 2020... Am primit și noi un ceas de la Apple, nu? Dar am primit doar unul. Sau am primit două, nu mai țin minte. Două, nu? Cum ați ai? Pot să împărți. Că folosiți, chiar îl folosiți direct. Da, am vrut să postăm mai mult, dar a fost un pic emoțional, deci am... sărit un pic peste, dar le-au plăcut foarte mult cadourile și hai să vedeți the remaining vlog. Mama Ido, arăți beautiful. Scuze, eu nu pot să iau la ceva. Arăți bine. Hai, vreau să văd și mama Ido cum deschide. It's nice.
Dar pentru că ești fetiță, tu iei gold. Tu ce am gold. Tata Ido. Și ai văzut că am coordonat ăstea. Ăsta e gold. Și ăla l-am văzut. Stai, unde e ăla la? Pe jos undeva, nu știu unde e. Ăla. Uite, ăla este gri. Uite, gri. Să coordonăm. Ăla e gri. Dar, deci, eu, pro-ul nu e anul ăsta. Pro-ul e de anul trecut. Air-ul, iPad Air, să vezi, este anul ăsta. Dar am vrut ăla light. Stai să vezi, stai să vezi. Vai, și negru e fantastic. Negru merge cu tot. Ce surpriză ne-ați făcut. I'm so excited. I love getting electronics. I'm so excited. Yeah. Stai să vedem. Aici. Da, da, stai puțin, că e ziua mea, de ce primește? Păi, a fost și de 25 de ani și... Păi, nu-i cu tine! Nu se vede că plâng, dar mă... Vezi ce avantajul că e ziua mea? Asta păi, este, avantajul în ziua ta, că e că și mama a luat. Pentru, nu, că pentru că știi cum e, adică de ziua la mama n-am făcut nimic, că am fost în vacanță. Acum ai încă că tot, tata, de ce e bine? Este pașor? Nu am multe încă. Ai multe acum? Ai multe încă? Acum ai încă două. Foarte bine. Stai să desfac așa. Hai, mama, mai ce surpriză. Dar știu că voi folosiți chestia asta. Folosesc, eu. Voi folosi, mama, ești la fel. Așa, tata, e la fel. Toată lumea folosește. I know, I know. Ia uite, da, deci fiecare are... Dar nu numai când mi se duce. Ce e? Tu ești cu goldul de asta, tu ești cu goldul. Tu ești cu gold. E super, super mișto. Stai așa. Dar sunt... So nice, hai să... Vai, ce frumos e. Chestia e, guys, guys. Deci, acolo sus... Ăsta, ăsta e frumos, dar nu pornește. Stai, 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 stai el. Uite, butonul sus, uite, butonul sus, stai. Lasă că nu-l facem acum. Așa cum merge, așa cum merge. Deci, guys, ăsta, fingerprint sensor, aici sus. Ai even fingerprint sensor, sus acolo. Da, cu degetul. Cu degetul. Ăsta este... Uite, hello. Hello, Roxana. Hello. Și este tot ecranul, vezi că e. Și iPad Air-ul, what's the nice thing about this? E foarte light și designul... Designul... Nu mai are button, home button. Și designul este square. I love that, the Air. Acum, super. Uite, și cum este, mama face shopping pe iPad-ul, trebuie să vedem mâine să luăm huse. You have to, da. Yes. Mâine, n-am luat huse, n-am luat că n-am știut ce vreți. Luăm noi huse, luăm noi gânditoare huse. Tata Ido se uită la prosport la fără, mama Ido face shopping. Can. Sau ce vreau să facă. Să vezi ce shopping fac cu ăsta. Oh, asta e crazy. E super. It was a success aici. Și eu mie îmi place foarte mult electronicele, tot timpul mi-au plăcut. Și am zis, hai să facem ceva. Uite, hainele sunt ok, dar electronicele pentru mine, I love them so much. So iPhone, iPad, toate, știi, it's the best. Și e ceva. Mamă, guys, se topește totul. Se topește totul. Se topește totul. S-a topit totul. S-a topit, aoleu, trebuie să mâncăm totul, gata. Mamă, Ido, taie totul. Tai totul și după aia. Tata Ido e bucuros, acum pune și ele acolo. Pune pe husă, pune pe husă să nu se strice. Oh, alu, mamă, 7-7. Un pic mai mult, acum depinde cum e. Oh, they're so sick, I love them. Am eu cât are? Da, 6-6. Ah, mă, deja e so nice. Oh, 6-6-7-7, that's crazy. Oh, sick. That's crazy. Ok. Ok, good. Okay. Super fun. Eu zic acum să începem să mâncăm totuși să bem. Da, și eu zic la fel. Am lăsat fără cuvinte, băieții. Cum trebuie să mâncăm totuși. Trebuie să mâncăm asta. Yo, I love this cake. I know. După îl pui în frigider acum, că după aceea mâine dimineața mai vreau să mai mănânc. Acum, păi I know, asta e tortul, asta și e proaspăt, n-am pus să-l iau să-l pun în congelator, azi l-am luat, să fie fresh. Wow, 880 total. Am preparat niște mâncare. Între timp, Alex a comandat niște necazuri care a ajuns la ușă. Mamă, deci voi știți că eu trebuie să lucrez în vreo 6 ore, știi? Bună, ce faci? Bună, iubito! Bună, iubito! Bună. Doamne, drăguță ești! Așa... A venit! Iubito, ce ești! Wow, neca!
Hai să vedem așa, ok. Ta-ta-ram. Mamă, ce tehnologie avem noi în 2022. Să vină în halul ăsta așa de repede. Mâncare. Necu. Ce am comandat? Ceva mâncare. Am făcut Uber Eats, știi? Și am pus ei acolo. Hai să mâncăm ceva. A venit acum, e ora. Stai să vă arăt aici, oameni buni. Stai să vă arăt, pentru că este ceva crazy. Ora 2:05 seara. Și noi mâncăm McDonald's, adică ne îngrășăm. Problema este că e ok, că uite, putem să facem înapoi. Ce faci, Vali? Una, două, trei, patru. Asta este România. Ce aveți voi și ce avem noi este Big Tasty. Asta sunt trei feluri. Big Tasty jalapeno, Big Tasty chicken și Big Tasty bacon. Sau beef. Da, deci astea sunt crispy-urile, da. Am luat patru crispy burgers foarte bune. Și de lui taică-tu. Și 20 de nuggets. Stai pe du' jos. iPad-ul jos. Talk. iPad-ul jos. Continue. Okay, fine, I get it. If you don't want to put the iPad down, you don't put the iPad down. Te pui cu te încurci? Why is slow? Cu cine? Why is slow? No. Te pui cu te încurci? Can I connect? I don't know why. Dar avem burger, tata așa mai pus o brânză aici. Mai pun, și mai pun. Aici avem trei cheese. Uite, brânză așa. Dăm puțin ochelare, metro. Da, ți dau. Unde sunt aici? Cam iPad 9. Ai iPad 9 să poftim. Ce faci, mama Ido? Sărbătorim? Deci acum sărbătorim de ziua lui tata. De tata Ido. Nu mișca capul. Eu Alidea spun că o să postăm pe Facebook. Nu râde! Nu râde! E plină! V-aș duș? What's wrong with them? I don't know. Lăsați omul să Alideze în pace. Păi, ce credeți? Mama Ido. Îl sărbătorim. Mama Ido. Cine râde, primul pierde. Pierde ce? La biliard? Trenul. M-am lost. Și eu already lost. La mulți ani, tata Ido. La mulți ani. Păi dacă nu spune nimeni... Să trăiască! N-am avut timp să-i spune că a fost 24-7 la telefon. Să trăiască, să fie fericit și sănătos. Line astăzi, hotline. I honestly, I don't know what was so funny about that, but they both started laughing, it was so funny. Look, asta este barul nostru. Acum filmez? Da, filmez. Lasă barul, mă. Ai, uite, el are ochi foarte frumos, albaștri. Yeah, it's pretty sexy. Ca și voi. Da, exact, de la el am atochi, da. Și eu dau, uite, să-i balu, să-i să, așa, și noi stăm aici. Ce mai dăm? Ceva de... I don't know, am aici un pic de... De whisky. Dar putem să facem altceva, să luăm. Păi e ușor, ușor trebuie să mergem, că mi-e puțin foame. Am putea să mergem sau... Ai mâncat ceva azi? Nu, doar un sandwich. Un sandwich, am făcut 5 sau 6 sandwich-uri la foc automat. Da, da, când? La ora 12? Acum este 6, 6 păi ori. Păi da, 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 când s-au culcat la 6 mama, dimineață. Mama ne-a făcut sandwich. Sandwich. Mulțumesc, mama. Mersi. La breakfast, vrea să vă dau tocană? Ia să vă. Nu, măcar așa, o omletă. Da, mă, like the toate. Come on. It's ok, lasă că mâncăm ceva bun, o să vedeți, o să fie frumos. Mergem. Pă, pă, pă. De ce? Mult. Ciao. La mulți ani, tata Ido. La mulți ani, tata Ido. A venit momentul să plecăm la un restaurant. A venit momentul. Ce faci, parcă ești presenter la televiziune? Auzi, Vali. A venit momentul. A venit momentul. Păi da, pentru că... A venit momentul. Moment. Murim de foame. Haide să o spunem adevărul. Nu murim de foame. Ascultați. De două ore... Alex, a venit momentul. Păi de două ore nu a fost momentul. Acum spune că a venit momentul să plecăm. A venit să plecăm. De mult. Muriți de foame. Hai, păi let's da, go. Păi de asta spun. Acum e momentul să plecăm, să mâncăm ceva. Vine avionul. Stăm aici. Am... băut un shot pentru ziua lui tata Ido. Și o să mergem la un restaurant care n-a mai fost de mult timp. Face nu știu câți ani, 60? Nu spune. Băi!
60. Auzi? Dar e bine că trebuie să știi că arăți ca la 50. Doarme pe preș. Și noi câte ne avem? Doi? Da. După cum vă comportați? Da. 8, 9 ani? 14. Asta tata Ido e drăguț. Eu ziceam 14, că 14 e ok. Eu zic 8-9. Ok, hai, lasă-l. Masă, ne vedem la restaurant, ne auzim, ne vedem și ne vedem că ne auzim. Let's go! Exact! Până seara București, până seara Brașov, până seara Satu Mare, Sighețul Mamației, Râmnicu Sărată, Vâlcea, ce mai este? Vama Veche. Vama Veche. Costinești! Costinești! Sighișoara! Mamaia! Hei! Îți spun un Brașov. Brașov. Cea mai faină. Brașovul este baza. Și nu că suntem noi de acolo. E frumos. Brașovul este baza. E frumos, Brașovul. E baza. Ok? Așteptăm să-i cântăm lui tata Ido. Can I have some? Nu. Poftim. You're a little bitch. You're a little bitch. Pali, ești un bitch. Pali, nesimțitule. Vezi că merge cu româna, vezi? Vezi că merge cu româna. Vali, nu știu dacă ce-a spus cineva, dar ești un om foarte sexy, adică când mă uit la tine... Ziua ta, zi frumoasă ca mine, eu ce-i ți-am adus ca să-ți murmure ei cât de mult te iubim. Pum! Hai, că mi-e foame. Am ajuns. Se cheamă Moose Winunskis. Nu știu dacă aveți cine are aici în Canada, cine e din Canada, probabil că are, dar Moose Winunskis este un magazin. Moose înseamnă cerb, nu? Cerb, da, Moose. Nu, nu e cerb. Magazin, un restaurant, știi? E un animal foarte mare cu foarte mari corne. Cerb, mare corne, din da. Canada. Da, uite, vezi, se vede. Nu e cerb, nu e cerb. Nu e cerb? E Moose. E Moose. Hai să-i Moose în România. Nu e, în România nu e Moose. Păi uite asta, ce asta? Păi uite, uitați-vă. Uite ăla e Moose. Uite ăla e Moose. Asta este Moose. Vezi, cu coarne e Moose. Se cheamă Moose Winunskis. Mama Ido a plecat în fața noastră să ajungem mai repede. E ok. Dar e ocupat, știi? Foarte multă lume aici. Mersi frumos, mersi frumos. Și stăm aici la masa asta, aici, chiar sub cerbul ăsta frumos. Nu e cerb, e mus. Mus nu există în Europa. Nu în România, în Europa nu există. Deci e mus. E mus. Bine, chiar sub musul ăsta. Da, sub musul. Ok, stai, mă pun și aici. Hai, mi-e foame. Oh, ai ce comodă. E foarte comodă. Foarte comodă. Oh my god. Okay. Dacă nu poți mă... Să uită chiar la mine, fix la mine. Auzi, tu vezi o tanturare musul ăla. Dar fix la mine să uită. Auzi, cum mai Ido? Auzi, și de ce are tantura aia? Colgate. Colgate. Sponsorizează Ido Twins, Colgate. Folosiți Colgate. De aici. Da, ce frumos este. Oh! A început, cred că este American. Tata Ido și-a uitat ochelarii. Unul din noi poate să citească. Este profesoară. Da, zi, tata. Salată? Da. Salată. Pentru dânsa, pentru mama, salată, salată pentru tine, salată. Ionica, treci la tablă. De ce nu trebuie? You're welcome. E dintr-un clasic. Okay. Aici a venit salata de steak. Mama Ida. Mama Ida. Iar și așa luat un... Măi, ce faci? Încerc să mă... Am mai cer niște aligare de pui, wings. Aligare de pui, honey garlic și... I don't know what those are. Forest fire hot. Forest fire hot, so what? Sweet and cook a forest fire hot. Already have fries here. Awesome, thank you. Just put them right here. Yeah, awesome. Yeah. Got and then sweet potato fries. Yeah, just right here. All good, thank you. And then another one. Yeah, sure. Just yeah, here. Awesome. Thank you. Yeah, no thank you.
a adus încă 20 de unizori. Thank you very much, thank you. Enjoy, guys. Thank you. Sosul aici, ranch, hot sauce și sos pentru sweet potato fries. Plac cartofii dulci cea mai buni. În loc de cartofă normal, mi-e plac cartofii dulci. Și n-am mâncat de la 11 dimineața azi. Cât ceasă? Nu știu, 7-8? Cât e? Ok, 8:30. Stai, da, 8:30, 8:30. Mamă, 8 ore, nimic. Poftă bună, tata Ida, poftă bună. Mersi, stai că bătai acum ripsurile. Avem și aici niște ripsuri foarte bune. Și totuși. N-am mulțumit, tata Ido. So, ca să terminăm și noi seara asta frumoasă, cum am zis, a venit momentul. Alex a făcut aperol. A venit momentul să... Cine a făcut aperol? Alex. Alex. Da. N-a făcut nimic. Nu că n-am făcut nimic, am pus să stea. Tata Ida a făcut și mama Ida, unde ești? Fă! Cunostule. Ce zici? Fă? Fă, hai să bem aperolul. Stai că nu vă spun. Mama Ido, eu nu mai pot de la cât am mâncat azi. Mama Ido, v-a adus vouă tort. Pentru noi. De ce n-am zis tort? Ne-a adus noroc încolo, o să mânci ea tot. Dăm aici un noroc și sănătate. Satul mare. Cine e din Sighet? Scrie în comentariu cine e din Sighet. Sighet-ii mai amație. Păi normal că nu se poate abține, normal că nu se poate. Eu ziceam că se poate, dar nu se poate ce? Abține valida mâncat. Că deși așa l-a așat. De mâine, gata, o să mă vedeți foarte ript, o să vedeți, nu știu, sala de 3 ori, ce 3 ori. Te... Cu dragoste. Mamă, ce dragoste. Ok, eu o să... La mulți ani, tata Ido, eu m-am apucat de băut. Ah! Vali? Asta cu e. Vali. Ia. Yeah. Ok? Hai. Hai. Happy birthday to me. Happy birthday. Dar vezi că mai încă oră 45, că e 10 și 15 și după aia o să fii... Și până mai tragem o bătută. După aia numai, gata. Deci dacă mă vedeți mâine cu ochii umflați, să știți că s-a întâmplat după 12. Cheers, Ali. Mulțumim că v-ați stat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați-vă like-ul și subscribe la Ido, Linuță Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta, unul foarte lung. Și ne-am distrat pe 2 zile aici în vlogul ăsta. A fost chiar foarte frumos. A fost 2 zile cu familia. Că n-am mai stat cu ei de mult timp și am zis hai să facem o zi foarte frumoasă aici. De ce nu? Deci, dați acolo un follow la Ido Twins pe Instagram și pe YouTube. Instagram aici la Ido Twins. Și scrieți în comentarii ce să mai facem. Vrem să mai postăm când mai avem evenimente aici. Evenimente frumoase. Și sper să fie aici în forță. Deci, cum spunem noi Ido de Twins. Obicei. Ido Twinsin sau Ido Twinsin? Păi, oameni frumoși, a fost Ido Twinsin. Atunci, Ido Twins out!